Din cauza unor dispute politice aprinse în culisele diplomației de la Bruxelles, decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova ar putea fi amânate. Ceea ce ar da peste cap planurile autorităților de la Kiev și Chișinău de a începe negocierile cel târziu la începutul anului viitor, precum a recomandat și Comisia Europeană săptămâna trecută, când a publicat un raport de evaluare a reformelor statelor candidate la aderare. Dar cine și de ce se opune acestui scenariu și ce șanse sunt pentru găsirea unei formule de compromis? Sunt întrebări la care căutăm răspuns la Europa Azi. Rețeta succesului statelor candidate la aderare pe calea integrării europene depinde în primul rând de viteza reformelor pe care le aplică. În prezent, Republica Moldova și Ucraina sunt depășite la acest capitol de celelalte state candidate, indiferent că e vorba de cele care au început negocierile de aderare sau nu. Acestea sunt Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, țări care au aproximativ același grad de implementare a reformelor. Însă în ultima perioadă, progresul acestor state stagnează, cu excepția Albaniei, care a rămas singurul stat balcanic care continuă să înainteze spre aderare reformându-și instituțiile. În schimb, Turcia și-a pierdut practic șansele de aderare, având relații extrem de complicate nu doar cu Uniunea Europeană, ci și cu întregul Occident. În fiecare toamnă, Comisia Europeană evaluează progresul reformelor aplicate de toate statele candidate sau potențial candidate la aderare. În acest an, Republica Moldova, Ucraina și Georgia au intrat pentru prima dată în acest raport regulat al Comisiei Europene. În prezent, sunt 10 state care fac parte din așa numitul pachet de extindere al Uniunii Europene și, potrivit evaluării reformelor, pot fi împărțite în 3 grupuri distincte. În primul grup intră cele 3 state ale parteneriatului estic, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Primele două au statut de candidat și vor să înceapă negocierile, în timp ce Georgia dorește abia să devină stat candidat. Din cel de-al doilea grup fac parte țările din Balcanii de Vest, cu care Uniunea Europeană negociază oficial aderarea: Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord și Albania. În cel de-al treilea grup intră statele în care se încalcă principiile democrației, vorba în primul rând de Turcia, cu care Uniunea Europeană a oprit oficial negocierile în urmă cu câțiva ani din cauza încălcării drepturilor omului în această țară. În același grup intră și Bosnia, țară cu un sistem guvernamental postbelic ineficient, pe care mulți îl consideră un stat eșuat. Și în fine, e vorba de statul Kosovo, a cărui independență încă nu este recunoscută de 5 state ale Uniunii Europene. Dar, dincolo de reformele pe care trebuie să le realizeze statele candidate la aderare, așteptările lor pot fi date momentan peste cap. Unii oficiali europeni citați de presa occidentală spun, de exemplu, că negocierile de aderare cu Ucraina ar putea fi amânate. Unul dintre ei a și declarat pentru agenția de presă Reuters că în culisele diplomației de la Bruxelles persistă mari îndoieli că la summitul liderilor țărilor Uniunii Europene din 14-15 decembrie, Ungaria va accepta deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina doar dacă vor fi invitate să accelereze pe aceeași cale de aderare și țările din Balcanii de Vest. Iar asta ar însemna că negocierile vor fi amânate și cu Republica Moldova, tratată la pachet cu țara vecină, aflată în plin război cu Rusia. Ukrajnába folytatott európai uniós tagságot megcélzó tárgyalások ügye is, amit szerintem nem szabad megindítani, mert Ukrajna semmilyen tekintetben nem áll készen arra, hogy az európai uniós tagság ambíciójával tárgyalni tudjon. Opoziția Ungariei pare de neclintit de această dată, spun unii oficiali de la Bruxelles, ceea ce ar fi determinat deja pe unii lideri ai Uniunii Europene să propună revenirea asupra deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova în luna martie a anului viitor, după ce Comisia Europeană va prezenta noi rapoarte de evaluare a reformelor aplicate de cele două state. Joi, în timpul unei conferințe ținute la Zagreb, președintele Consiliului European, Charles Michel, a recunoscut că în culisele diplomației se duc dispute politice aprinse privind deciziile pe care urmează să le ia la summitul din decembrie liderii țărilor membre ale blocului comunitar. I do not underestimate the difficulties, the political difficulties of this European Council that will take place in December. And I don't focus on Ukraine or on Bosnia and Herzegovina. We have very difficult and complex topics on the agenda. The enlargement, and enlargement, this is not only Ukraine and Bosnia and Herzegovina, there are also other questions that we need to address during that meeting. And another important topic of the agenda will be the review of the European budget.
And it means that we'll also discuss Ukraine and some other countries, because the review of the budget will have an impact for the way we'll finance in the future our partners, our friends, including the candidate countries. Unii observatori politici susțin că există totuși șanse ca în decembrie Ungaria să susțină îndemnul Comisiei Europene de a accepta luarea unei decizii politice privind începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Formula de compromis ar fi accelerarea procesului de integrare a țărilor balcanice și, în primul rând, începerea de facto a negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Consiliul European a deschis negocierile cu cele două țări balcanice încă în 2020, însă așteaptă și acum să înceapă negocierea primelor capitole de aderare, sperând că la summitul de luna viitoare acest lucru în sfârșit se va întâmpla. În timpul unei vizite făcute joi la Skopje, șeful diplomației maghiare a insistat asupra accelerării procesului de aderare cu țările din Balcani. Hogy az Európai Uniónak szüksége van a Nyugat-Balkánra. Meg kellene látni, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra a lendületre, arra a friss energiára, arra a tenni akarásra, arra a gyors fejlődésre, ami a Nyugat-Balkánból jön. És be kéne végre látni, hogy a Nyugat-Balkán helye az Európai Unióban van, ebből pedig az következik, hogy az Európai Unió bővítését azonnal fel kell gyorsítani, Észak-Macedóniával a valódi tárgyalásokat azonnal haladéktalanul meg kell kezdeni, és minél előbb végig is kell vinni ezeket a tárgyalásokat, hogy Észak-Macedónia az Európai Unió tagja lehessen. Într-un discurs ținut vineri în Parlamentul de la Budapesta, președintele legislativului maghiar a mers mai departe decât atât, practic recunoscând că Ungaria nu va accepta accelerarea procesului de aderare a Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei dacă țările din Balcanii de Vest vor fi ignorate. A keleti partnerség egyes országait politikai alapon akarják beemelni az Európai Unióba, míg a nyugat-balkáni országokat szakmai alapon akarják az Európai Unión kívül tartani. Ez egy olyan brüsszeli kettős mérce a bővítési politikában is, amely elvi alapon elfogadhatatlan, és érthetően tönkreteszi az Európai Unió hitelességét az önök választóinak szemében is. Liderii Uniunii Europene nu par să ignore însă țările din Balcanii de Vest, precum își exprimă îngrijorările Budapesta. Luni, ministrii de externe ai Uniunii s-au întâlnit din nou la Bruxelles cu șefii diplomațiilor din țările balcanice. Principala temă de pe ordinea de zi a fost anume progresul de aderare a țărilor din Balcani, după ce săptămâna trecută Comisia Europeană a publicat raportul anual de evaluare a reformelor înregistrate de statele candidate. Mai mult, tema Balcanilor de Vest a fost abordată practic în timpul tuturor întâlnirilor de ultimă oră oficiale ale liderilor țărilor membre. În aceeași zi de luni, 13 noiembrie, subiectul extinderii Uniunii Europene a fost abordat la Berlin, la o reuniune organizată de cancelarul Germaniei Olaf Scholz, la care i-a invitat pe șefii de stat și de guvern din Belgia, Cipru, Grecia, Austria, Lituania și, atenție, Ungaria. Marți, după o întâlnire la Roma cu premierul italian Giorgia Meloni, șeful executivului sloven Robert Golob a spus că includerea Balcanilor de Vest în Uniunea Europeană este esențială pentru pacea în regiune. El a confirmat că înaintea summitului Consiliului European din decembrie se poartă discuții intense privind accelerarea procesului de extindere. Și veci, ne să vădă smo slovenții pisali vă Brusel, danes va s premierul Meloni o tem spregovorila in tudi vă parlamentul in senatul in usi smo prišli do istega zaključka. Vključevanje držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo je strateški interes Evropske unije. Na ta način bomo uspeli regijo stabilizirati in v teh zelo zahtevnih časih v resnici prispevati svoj košček miru na naši celini. Atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova, există două obstacole importante pentru începerea negocierilor de aderare. Depășirea principalului obstacol depinde de ele însele și e vorba de îndeplinirea tuturor reformelor asumate la recomandarea Comisiei Europene. De felul în care vor ști să le aplice, va depinde și depășirea obstacolului politic, pentru că e nevoie de argumente puternice împotriva condițiilor pe care le impun liderii unor țări, precum e Ungaria. Apropo, anume la insistența Ungariei, Kievul se vede nevoit în prezent
evident, să-și revadă inclusiv legislația lingvistică, Budapesta afirmând că actualele norme încalcă drepturile minorităților naționale din Ucraina. Această condiție se adaugă la cele 7 recomandări ale Comisiei Europene care trebuie îndeplinite pentru ca Ucraina să poată fi gata să înceapă negocierile de aderare. Și Republica Moldova are de acoperit restanțe la 3 din cele 9 capitole asumate. Președintele Executivului European, Ursula von der Leyen, a anunțat deja că va veni cu noi rapoarte în martie, după ce concluziile evaluării aduse la cunoștință săptămâna trecută au arătat că atât Ucraina cât și Republica Moldova mai au restanțe la câteva capitole de reformă, în special în domeniul justiției și în procesul de combatere a corupției. Rămâne însă sub semnul întrebării felul în care vor răspunde șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene la îndemnul președintelui Comisiei Europene de a lua o decizie politică privind începerea negocierilor de aderare cu cele două state. O decizie care oricum nu le va deschide calea către negocieri înainte de a îndeplini toate recomandările Executivului European. Însă fără o decizie politică a liderilor țărilor membre, Comisia Europeană nu va putea începe pregătirea așa-numitului cadru de negocieri, un proces care stabilește principiile, esența și condițiile negocierilor celor peste 30 de capitole de reforme care vor trebui realizate înainte de aderare. The Commission recommends that the Council opens accession negotiations. There are some remaining measures that have to be finished. And on this basis, here too, the Council could then finalize the negotiating framework and the Commission will report on the progress to Council in March 2024. A rămas mai puțin de o lună de zile până când vom afla dacă se vor adeveri așteptările optimiste ale autorităților de la Kiev și Chișinău, care speră că la summitul din decembrie, Consiliul European va da undă verde negocierilor de aderare. Acum totul depinde de puterea de convingere a principalilor lideri ai blocului comunitar de a se impune în disputele politice cu unele țări care se împotrivesc cursului de extindere accelerată a Uniunii Europene. Iar de felul în care vor reuși, depinde în mod esențial cum va arăta viitorul Europei de azi.